Excel, funcții text partea a treia sau cifrele unui număr. Cuprins. Funcția text, funcția value, funcțiile left, right și mid. Într-o celulă Excel, textele sunt aliniate în mod implicit la stânga, iar numerele la dreapta. Transformarea numerelor în texte se poate realiza prin schimbarea formatării celulelor sau prin copierea într-o altă celulă unde vor fi argumente ale funcției text. Varianta A. În exemplul din imagine, celulele au inițial formatarea număr cu 0 cifre zecimale. Ulterior, celulele primesc formatarea text. În varianta B, utilizăm funcția text, care va transforma numărul n în textul n. În exemplul nostru, parametrul 0, obligatoriu prezent în funcție, anulează prezența cifrei 0 în fața numărului. Funcția value transformă în număr un șir de caractere. Funcția left extrage un număr de n caractere din partea stângă a textului, precizat în argument. Iar funcția right extrage un număr de n caractere așezate în partea dreaptă a textului precizat în argument. Exemple. Transformarea unui număr în text, extragerea primei cifre din număr, extragerea ultimei cifre din număr. Alte exemple. Extragem primele trei litere dintr-un text cu ajutorul funcției left și decupăm ultimele patru litere dintr-un text cu ajutorul funcției right. Sarcină de lucru 1. Scrieți formula care a generat numele de utilizator din coloana F, pornind de la datele editate în coloanele C și D. Rezolvare. Au fost concatenate prima literă din prenumele elevului și numele elevului, iar la final toate literele au fost transformate în litere mici. Funcția mid extrage din textul precizat în argument un număr de n caractere, începând cu poziția pe start. Exemple. Funcția mid a fost folosită pentru a extrage prima cifră din număr, respectiv ultima cifră dintr-un număr. Sarcină de lucru 2. Afișați penultima cifră a numerelor din coloana C. Rezolvarea în varianta perechii de funcții mid și len. Sarcină de lucru 3. Calculați suma cifrelor unui număr. Indicații. Primul pas este transformarea numărului în text. Apoi, în mod repetat, se parcurg etapele. Copierea ultimei cifre într-o coloană vecină spre a fi convertită în număr, eliminarea ultimei cifre din număr, calculul efectiv al sumei. Accesăm foaia de lucru left-right pentru a observa câteva exemple de utilizare a funcțiilor left și right. Iată ultimele patru litere din numele elevului. Model de utilizare a funcției mid pentru calcul de ultimă cifră sau penultimă cifră. Iată un exemplu de utilizare
a funcțiilor mid, left, pentru o rocadă între primele două cifre ale unui număr. Calculul sumei cifrelor unui număr. Numărul nostru are 4 cifre și este așezat în celula C5. Alături, în celula D5, el a fost transformat în text cu ajutorul funcției dedicate, cu ajutorul funcției text. Mai departe vom folosi această celulă D5 pentru toate calculele noastre. Coloana E este destinată operațiilor efectuate cu ajutorul funcției MID. Coloana F captează ultima cifră din numărul nostru transformat în text. Coloana G transformă numărul, transformă textul ce reprezintă ultima cifră din număr în număr cu mânerul de copiere pe verticală. Copiem formula. Iată, algoritmul funcționează și pentru un număr compus din 5 cifre. Funcția text păstrează toate formele numărului, care își pierde la fiecare pas câte o cifră. Alte exemple de utilizare a funcțiilor text. Afișați mesajul afirmativ dacă într-un număr oarecare figurează o aceeași cifră atât pe prima cât și pe ultima poziție. În caz contrar, nu afișați nici un mesaj. Indicație. Vă mulțumesc!